Păi, la viața mea, atât că bolangie, că tot mă vait atâta, să-mi bat pula. Am avut și noroc original. La un moment dat, pe bune, la un moment dat, vorbeam cu un psiholog de Moldova. Cu o gagică, mamă, ce țâțoasă era și ce mișto. Era frumoasă, mamă, îmi venea să o fut așa până LCD. Așa, dă ce? Dă daia. Numai că nu făceam nici la. Doar vorbeam cu ea. Bă, și am învățat unul de la altul ceva. Ea a învățat ce vroia. A învățat limba română, că nu prea o știa, aia e problema. Stătea acolo în Basarabia, Arabia, pula mea, dar nu prea știa limba română să-mi bau pula. Și fiind foarte inteligent, a învățat-o. Am cam vorbit tâc, un an de zile. Și gagica era pe bune, nu era ca la nebunii puli. Era psiholog, de aia nu s-a prins. La sfârșit s-a prins. Că îmi zicea ceva de schizofrenie, de pula mea, că se ocupa și cu chestia asta. Și când colo, pula, eu m-am dat de gol, numai că ea se mira cum pula mea poate să reziste asta. Da, frate. Așa. Păcat că n-am putut-o. Merita și așa, taca paca. Dar doar am făcut schimb de ceva. Eu am învățat ceva de la ea, ea de la mine. Și am învățat ceva care să-mi bat pula, în România nu exista așa ceva. Bă, fericirea, dacă vrei să o ai, o ai. Doar atât. Nu mă mira, ce pula mea zice asta. Atâta. La ăștia, beleși pula. Te ia, te fute, te căcat, programe, căcat. Nu. Fata aia chiar a fost sinceră. Și acum îmi dau seama. Bă, eu când vreau să am fericire, oată. Atât. Nimic mai mult. Îți mulțumesc, fată. De fapt, mie n-am cum să-ți mulțumesc. De fapt, mi-ai dat ceva ce știam și eu, numai că nu recunoșteam. Pa!